M-am născut într-o familie de creștini și m-am născut în Spania. Acolo mama punea predici în fiecare zi când putea și am învățat multe de la ea. Când am avut 10 ani, m-am mutat în România și am mers la biserica pe care a inaugurat-o bunicul meu și am început să cunosc mai mult din Dumnezeu și să-L iubesc tot mai mult. Am fost într-o tabără anul trecut și acolo am simțit puternic prezența Duhului Sfânt. M-a atins foarte tare și mi-a schimbat inima radical. De atunci, parcă am mai mult curaj, cumva, și încerc să arăt că Domnul trăiește prin mine. Dumnezeu îmi vorbește cumva direct, adică știu când îmi vorbește El, când gândurile sunt de la El și când nu, și cele care nu sunt de la El încerc să le ignor.